Am revenit în uh, platou, invitat la discuție astăzi este Florin Cazacu, primarul municipiului Brad. Uh, domnul primar, înainte de pauza publicitară, ați uh, început să, să ne spuneți uh, despre costuri, uh, costurile care ar fi fost uh, suportate de dumneavoastră. De noi de toți, de întreaga comunitate. Exact, care... Faptul că nu ați repornit căldura, furnizarea agentului termic, va face ca în iarna acestui an brădenii să... Aș vrea să nuanțăm puțin. Vă rog. Nu s-a putut porni, nu s-a putut reporni sistemul, nu că nu am vrut să repornim. Nu a fost posibilă repornirea sistemului din condiții de natură economică și obiectivă. Asta este explicația. Și vorbeam la un moment dat despre istoricul sistemului de termoficare din municipiu Brat. Sistemul de termoficare a municipiului Brad este unul vechi de aproape 60 de ani, care în, 2000, care în 2004 avea încă în funcțiune niște cazane de apă fierbinte care erau parte componentă a unui fost sistem de producere a energiei electrice, care erau uzate fizic și moral cu o vechime de peste 60 de ani, erau bune de muzeu la o societate germană care au furnizat prin anii 35 acele cazane și Reabilitarea uh, acestui sistem a fost posibilă în 2004 prin cazane de apă fierbinte, cazane care funcționează pe păcură. Prețul la păcură, din momentul în care s-a derulat investiția respectivă, a crescut de 6 ori. Criza mondială a petrolului, care a dus la această creștere a prețurilor, este Explozia acea explozie. Iarăși, aproape imposibil de anticipat. Noi trebuie să facem față la toate problemele care se confruntă comunitatea. Nu avem ce să facem decât să solicităm permanent sprijin din partea guvernului pentru că a venit acea măsură de eliminare totală a subvențiilor. Sistemul acesta de termoficare nici măcar nu aparținea de municipalități până acum uh, 9 ani. Acum 9 ani nu eram eu primar când s-a preluat acest sistem, acum 10 ani s-a luat decizia, toate sistemele de termoficare se dau comunităților. S-a pricopsit primăria municipiului Brad cu o centrală veche, uzată fizic, uzată moral, care nu mai putea să funcționeze, chiar s-a înregistrat și un accident de muncă acum vreo 20 de ani cu câțiva uh, morți pentru că era central chiar și un pericol. Uh, în, uh, S-a închis și exploatarea de cărbune, deci practic nu mai avea nici cărbune ca să poți funcționa cu el, dar trebuia să asigur energie termică în apartamente. Cetățeanul știe foarte simplu, am investit printr-un vot în credere în primar, el trebuie să-și facă datoria față de Absolut. mine. Este un contract pe care îl încheie cu cetățeanul prin buletinul de vot și trebuie să încerci să-ți faci datoria. Nimeni nu te mai judecă dacă sunt cauze de natură obiectivă, nu mai există înțelegere pe parcursul a 4 ani de zile dar eu vin periodic și informez prin intermediul emisiunilor dumneavoastră cetățeanul de situația cu care ne confruntăm. Uh, acum, acum. Uh, așa cum spunea și dumneavoastră, care este perspectiva uh, asigurării cu energie termică a municipiului? Am început și suntem de aproape un an de zile în discuții cu parteneri privați să se construiască o centrală termică pe uh, biomasă ne confruntăm de șase luni de zile cu hârtiile, documentele care trebuie semnate la nivel de București, este o unitate centrală de monitorizare a parteneriatului public-privat pe lângă guvern, au avut loc mai două rânduri de alegeri, schimbări de guvern, nu ai cu cine vorbi acolo ca să poți depăși problema hârtiilor deocamdată. Dacă cumva ajută Dumnezeu să depășim problema hârtiilor în această vară, există șansa ca în iarna viitoare să pornim cu o nouă centrală. Unii spun, de ce nu ați mutat centrala de la Gora Barză la Brad? Pentru că centrala respectivă nu se sau, nu ne? se mută atât de ușor, o iei, o pui pe trei uh, trailere și o aduci la Brad. Presupune un nou proiect. Un nou proiect care presupune noi avize. Avize de construire, avize de mediu. Uh, numai hârtiile pentru a... Muta această centrală pe bani publici ar dura vreme de un an Ia jumate, și doi. Cunoașteți această doi. problemă de foarte mulți ani. Probabil că dacă ați fi încercat în urmă cu, nu știu, 4-6 ani să începeți aceste, să faceți aceste hârtii pentru a putea muta. Sau, Bine, așa, dar oportuni acum... oportunitatea noastră consta într-o altă investiție vorbeam de o altă investiție, vorbeam de un partener privat, pentru că chiar dacă o aduci toată pe același combustibil, să știți că costurile le scad într un 10, 15, 20 Dar scăderea respectivă de cost uh, nu este substanțială ca oamenii să resimtă în facturile lor uh, decizia de a muta centrala. Noi, de-a lungul, de exemplu, iarna trecută, toamna trecută, am uh, făcut o investiție pentru reabilitarea unui punct termic, punctul termic nou, punct termic și rețele aferente se vede, este o investiție făcută în municipiul Brad, tot în sistemul de termoficare pentru a elimina aceste pierderi. Am înregistrat acolo o reducere de pierderi. În această vară vom începe reabilitarea la punctul termic numărul 1, un alt punct termic în centrul orașului, care de asemenea va reduce pierderile în distribuție. Încercăm să nu mai avem probleme în distribuția din secundar și prin a face investiția după aceea în partea de producere, una peste alta să ducă la o reducere a pierderilor. Lucrurile nu se pot face peste noapte. Lucrurile se fac în timp lucrurile se fac cu foarte mulți bani, este nevoie de decizie politică, este nevoie de documentații, este nevoie de foarte multă atenție. Am depășit, două probleme am avut. Iarna trecută, când început, a fost foarte nevoios, când am avut și acel protest cu greva foame, până când am detenat guvernul să-mi dea banii să primim din rezerva de stat combustibil și am depășit-o. Și această iarnă, care nimeni nu a anticipa că din 15 martie revine iarna ca și cum ar fi iarna, mijlocul exact. lunii decembrie. Astea sunt cele două probleme majore pe care le-am avut. Îmi cunosc misiunea și vreau să nu mai avem asemenea situații în municipiul Brat. Dar v-am pus în balanță și datoriile care le registrăm de la populație, creștere, de, lucrat creștere cu... de prețul la, la, la păcură, uh atitudinea unora care se, se debranșează pe aceea se rebranșează Vedeți, deci, dacă le tratez pe toate, constat de fapt că uneori adevărul este la mijloc. Am fost și noi în municipiul Brazil și am stat de vorbă cu câțiva locuitori ai unor blocuri și o să rog colegi, colegii din regie să dea acel material. Vreau să vă spun înainte de da materialul că sunt într-un contact permanent cu cetățenii, am informația permanentă de la dânsii. Uh, nu am plecat în această perioadă de două săptămâni în concediu, m-am încăzit din sistemul centralizat sau mai precis, am. Ați suferit am alături suferit de... alături de toată lumea. Am comunicat permanent cu toți și regret această situație. Și sper să nu mai avem o asemenea situație. Am să vă spun acest. Haideți dat. să urmărim da. materialul după care revenim în platou Cum vă încălziți acum? Cu ce putem? Cu butelie? cu uh, calorifer, cu ulei? Și nu este costisitor, și acest mod de a, a face căldură în casă. Este, dar și sănătatea e costisitoare. Medicamentele sunt scumpe. Ați discutat cu cei de la primărie dumneavoastră sau alți vecini? Ați fost să întrebați de ce nu se mai dă căldură? Eu nu am fost. Nu nu știu dacă au fost alții. Am văzut o hârtie pe ușă scrisă că își cereau scuze, dar acum nu știu, hârtia aia aia a dispărut. Nu deci cereau scuze pentru ce am dat căldura. ne a oprit căldura din 12 martie pentru că era foarte cald afară după dânsii. Normal a fost că au fost 10, 15, 17 grade și atunci aveam căldură. Dar dacă erau minus 15 grade, nu era acea căldură să deschidem geamurile. Cum vă încălziți acum? Acum ne călzim cu radiatoare electrice noaptea, ziua, uitați, mai stăm îmbrăcați, mai ieșim pe afară, că așa afară e foarte rece și nu știu ce va fi. Câte grade sunt acum în casă? Grade la mine în cameră, stați să spun în casă la mine. uitați și dumneavoastră termometru, 16 grade. 16 grade sunt, este termometru, temperatura din cameră, din casă, care pe vremea lui Ceaușescu era un genocid. La 18 grade. Ați fost, ați discutat cu cei de la primărie despre această problemă? Ce v-au spus? Nu, n-am discutat cu dânsii, pentru că, să știți, lumea este sătulă și cred că nu ne-ar da niciun răspuns pentru că nu sunt... Dar nu este primul an în care vă confruntați cu această problemă? Nu. nu. Am făcut totuși niște a, a, Am făcut, da, noi am făcut niște hârtii și pentru pierderile de căldură și pentru pierderile de apă care că le că plătim, și nu avem Gica calorimetru, care noi l-am cumpărat proprietarii și ni s-a luat. Am avut și 2 milioane singură. Calori și am, am, un pic de reducere. Vă puteți da seama? 3 milioane 600, 3 milioane 800 au fost, 4 milioane, 4 milioane ăștia au fost aici în blocul ăsta. Păscară nu-i căldură, când era căldură, păscară era calorifer, era altă situație, că venea căldura în casă și avea căldură. S-au pus geamuri termopane, dar deja vă s-au pus geamuri că în casă tot frigă S-a discutat e. cu cei de la primărie despre această problemă. Ce v-au spus? De ce cei... au oprit acum căldura? Nu știi, că vă pus acum și cere scuză, cu întrerup căldura, că nu știu că prognoza va fi uh, altfel și nu cum a pronunțat-o ei. Dar timpul se schimbă de la un ceas la altul, dar, pe de la o zi la alta. Vă că sunteți destul de gros îmbrăcat pentru asta în casă. Păi da, că e frig. Această căldură nu apare datorită faptului că am vândut petrolul, am vândut gazele la străini, nu mai avem mineritul, nu mai avem energia electrică a noastră și astea toate trebuie să ne le, ne le luăm înapoi în mâna poporului. Nu vă e frig noaptea în casă, știu eu. nu? Cum e să nu. Norocul e că eu. Din timp mi-am pus contor cu dublu tarif. Și e, noaptea energia electrică e un pic mai ieftină. Și atunci dăm drumul la caloriferele electrice, dar pe zi, nu, nu pot să compenseze frigul care apare de afară. Există riscul să vă și îmbolnăviți da. în casă. Da. Păi, normal. Și, și fac tratament, că nu chiar sănătos, nici eu. Am revenit în platou, domnule primar, ați văzut uh, reacțiile oamenilor, unul dintre ei uh, se încălzesc la aragaz, uh, cum discutam și în prima parte a emisiunii cu calorifere electrice, facturile sunt destul de mari, ce... Am, am văzut... Așa cum am spus și înainte de uh, acest material înregistrat, uh, v-am spus că cunosc foarte bine problemele cu care se confruntă oamenii și încă o dată regret faptul că ultimele două săptămâni din această iarnă au însemnat uh, din nou frică în apartamente. Uh, dar uh, vreau să mai subliniez încă o dată. Fiecare om este normal să-și creeze o alternativă la încălzire în casa lui. Uh, indiferent, uh, nu știm ce se va întâmpla cu sistemul de termoficare, nu știm, se poate întâmpla peste noapte, să nu mai primim banii de la guvern, să nu-ți mai dea niciun operator privat combustibilul și să fii în situația disperată în care va trebui să oprești acest sistem, nu mai merge economic, atunci fiecare om este normal să aibă creat o alternativă. Alternativa însemnând poate chiar acel reșou electric, acel calorifer electric cu alternativă electrică, au fost uh, uh, decizii pe care și-a luat-o foarte mulți oameni în iarna trecută deci trebuie creat o alternativă, este pe această cale și un apel față de toți oamenii care locuiesc în municipiul nostru să-și creeze alternative în vederea încălzirii apartamentelor, pentru că niciodată nu se știe ce se poate întâmpla. Eu de sper să nu se întâmple niciodată. Probabil că sunt cam aceleași, ori că se încălzesc cu un calorifer electric, ori plătesc pentru două camere 500 de lei agentul termic, tot cam pe acolo se ajunge, că oamenii tot cam atât plătesc. Cred că sistem de încălzire centralizat în România, uh, orașe de talia a nu știu dacă mai are cineva funcțional. Noi am menținut acest sistem pentru că nu exista alternativa. Am fost obligați să menținem cu orice preț acest sistem. Orașe similare din România, care au avut ce drept alternativa legată de gazul metan, au renunțat de mult la acest sistem. În județul Hunedoara, din acest sistem, sistem centralizat are doar Bradu, foarte puțin Petroșaniu, foarte puțin Lupeniu. Hunedoara nu are, Deva are foarte puțin, câte am înțeles, pentru că toată lumea, marea majoritate s-au uh, pus pe gaz metan. Deci Bradu este condamnat, cu ghilimele, să mențină acest sistem funcțional. Nu, nu există nici Brad să ca locuitorii să aibă posibilitatea să uh, aibă și ei centrale pe gaz. Păi, să cum faceți, să nu mă gândesc? Este un, să vis, demersuri în este un vis al brădenilor de ani și ani de zile. A fost prima dată o poveste prin anii 96-97 cu acea centrală pe gaz care presupunea și aducțiunea. Acum uh, aia a căzut foarte repede, nu știu de ce nu aveam contact atunci cu administrația publică, nu era nici măcar consilier. Eu le-am reluat imediat după ce am fost ales primar, am reluat aceste demersuri. Primul pas înainte l-am făcut în 2008 sau 2009, când am reușit să punem pe lista de investiții a societății Transgaz adopția de gaz metan de la Mintia la Brad. Am, i -am de, au pus pe lista de investiții o ieșire de la guvernarea PSD-ului cu PDL-ul. Nu, 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 a fost, asta a fost adevărul. Din păcate, decizia politică influențează toată viața noastră. A decis, domnule, mai poate aștepta acel proiect. Am repus-o. În data de 8 aprilie va începe partea de proiectare a rețelei de gaz metan Mintia Brad Partea de proiectare care presupune muncă de vreo câteva luni de zile, doar partea de proiectare, se discută despre traseele optime de transport a conductei, despre dimensiunile conductei, proprietățile private pe care va trece această conductă și care presupune o despăgubire pe care trebuie să o acord cetățeanului care acceptă să treacă acea conductă, condiții de natură tehnică, Pentru că este terenul foarte uh, accidentat, deci nu este deloc și partea păi de proiectare. Nu este ușor, nu a spus Partea că este de proiectare este foarte dificilă. După ce conducta de gaz metan va ajunge, dacă ajută transgaz și bunul Dumnezeu, să ajungă în marginea orașului, distribuția lui la nivelul de puncte termice unde eventual poți să construiești centrale de cartier sau la nivel de apartament durează ani și ani de zile. Pentru că vorbești de acel moment de un penzionist de conducte care trebuie să fie duse la fiecare apartament. Noi, într-o primă fază, am gândit un studiu de fezabilitate prin care să putem discuta de construirea de centrale termice la nivelul uh, punctelor termice. Dar... În paralel, mergem cu alternativa creierii centrale termice pe biomasă, construcție în parteneriat public-privat, care pe toată perioada de construire a rețelelor la nivel de oraș să poată funcționa în paralel, având în vedere că sistemul actual de termoficare este extrem de costisitor. Deci am gândit Și vedem ce se întâmplă. Da, nimeni, nimeni nu stă cu mâinile în sân. Ne gândim cum să depășim această problemă. Fiind o problemă foarte grea, foarte dificilă, este de aceea și nu s-a rezolvat până clar, acum. Clar, oamenii s-au săturat, de fapt, tocmai pentru că durează de prea mult păi timp. Hai să ne înțelegem Asta un e... Alegem resemnarea sau alegem lupta? Asta este ideea. Eu nu aleg resemnarea. La mine Oate fiecare, să fiecare problemă reprezintă de... o provocare. Păi stați un pic, eu încerc să... Uh, să Creez un sistem eficient, încerc să aduc conducta aceea de gaz metan în municipiul Brad, care este un vis de zeci de ani, nu a existat niciodată, și să creez un sistem funcțional pentru orașul nostru. Asta fac. Și v-am spus că sunt foarte multe uh, probleme de natură politică, au existat, care au fost frâne. Astăzi nu mai am asemenea frână. Astăzi am sprijin, am culoare. Pe acest deci proiect. Puteți și sper. Bliniștiți liniștiți atunci, da. brădenii, că, cine știe, nu, în nu 2, 3, nu, nu 5 liniștiți. ani, vor avea și o altă alternativă. Uh, 5 ani este foarte mult. Știți? Păi spuneați că durează doar mult. acele hârtii să le întocmiți câteva luni. Pe asta și care... spunea. Deci, durează foarte mult. Nu le întocmim noi, este vorba de proiectare. Proiectarea, de proiectarea care face societatea Transgaz. Sunt cei care au această. dețin monopolul în execuția acestor lucrări sunt oameni foarte serioși, au fost în acest an de vreo câteva ori la noi la Brad, au văzut deja despre ce este vorba, ieri am avut ultima discuție cu șeful de proiect care îmi spunea că în data de 8-9 aprilie este prezent la Brad exact pe subiectul respectiv, efectiv începe proiectarea. Este un lucru bun, mă bucur, sper ca în timpul mandatului meu să văd băgată cupa escavatorului în pământ la mintia de unde începe să între conducta și sper ca în marginea munciplii Brad să ajungă conducta și să vedem uh, prima flacără cu gaza. Mă așteptam care da, exact, să, -așteptam dar să spuneți că sperați că pe timpul mandatului dumneavoastră să vedeți uh, și conductele de gaz uh, la oameni în casă. Uh, stați să ne înțelegi un pic. Documentațiile <hără> care se fac pentru concesionarea unui serviciu de această anvergură se fac de către Ministerul Economiei și Industriilor, se fac la București. Nu avem noi căderea să facem acest lucru. Vedeți? Și dumneavoastră și acum nu mi stă mie frumos să vă cert lucrurile sunt împărțite. Sunt să... împărțite în această țară. Sunt chestiuni care țin de administrația publică locală și sunt chestiuni care țin de administrația publică la nivel național. Nu putem să facem noi treaba la alții, cum nici alții nu ne fac nouă treaba. Înțeleg ar fi bine. că sunt împărțite. Da. Ar fi, ar ar fi, fi bine ideal da. acest lucru. Ar fi vrut să vă spun foarte multe despre investițiile care vrem să le facem în acest an. Aprobarea bugetului de astăzi deschide perspectivă unor lucrări bune în orașul nostru, lucrări necesare, apă, canal. Iarăși o chestie foarte importantă Reabilitate de, de puncte termice și Șoseaua -o de centură zi. Avem multe gânduri bune Depășim această perioadă Am înțeles că de mâine până mâine temperaturile cresc 15 până la 20 de grade Depășim această situație cu scuzele de gare Față de cetățenii municipiului Brad Sperăm ca până la urmă acest an să fie un an de succes Pentru comunitatea noastră Vă mulțumesc, vă mulțumesc și eu și sper să nu vă mai vedem În postura de uh, greva foamei Sau mai știu eu ce Luptător pentru... mă veți vedea tot timpul sunt convinsă Luptător, de acest mă veți vedea tot timpul pentru că am jurat pentru binele locuitorilor municipiului Brad Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune și vă aștept și cu altă ocazie să discutăm despre celelalte proiecte pe care le aveți pentru municipiul Brad. Da, vă mulțumesc de pe acum de invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră telespectatorilor că ați fost și în această seară alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara TV pentru că vă așteaptă Nicoleta Pârva cu știrile Hunedoara TV de la ora 19, fotoliul cu Gimp cu Adrian Simeon, iar de la ora 20 detaliu și perspectiva cu Daniel Iancu. Eu vă reamintesc că datorită unor modificări operate în grila de programe, frecvența postului nostru este acum de 711,35 MHz în Deva, Hunedoara, Hațec, Simeria și Călan și în comunele învecinate. Eu vă doresc o seară plăcută în continuare și un weekend excelent. La revedere!